Peste 100 de garduri din uiele construite în ultimii ani în râul Răut au început a fi distruse de reprezentanții Ministerului Mediului și primarii din raioanele Criuleni, Orhei și Dubăsari. Parajele au fost ridicate de localnici pentru a prinde pește. Ecologiștii spun că barierele afectează grav mediul, flora și fauna fluviului. Doar pe parcursul zilei de astăzi, mai mulți primari, angajați ai Ministerului Mediului, localnici, dar și oameni de afaceri au demontat cu ajutorul bărcilor și tractoarelor circa 20 de bariere artificiale din localitățile raionului Criuleni. Gardurile de nuiele au fost instalate de oamenii care locuiesc pe malul fluviului. Aici numai familii vulnerabile prind pești, dar și așa mult avut, sunt persoane și cu... Electro prin... Bine s-a dat, bine și mai bine. Pune fața, scoate, pune, scoate. Ce închid, că nu închid. Ziua nu vin, că stiem. Mai multe nu atunăm. Demontarea tuturor construcțiilor din râul Răut va costa bugetul fondului ecologic câteva zeci de mii de lei. Reprezentanții Ministerului Mediului spun că din cauza acestor garduri are de suferit flora și fauna râului. Ele îngrădesc cursul peștelui pentru a se mișca în acest râu. Are necesitate de a se deplasa la locurile mai de suprafață, unde apa este mai caldă, și să depună icră. În gardurile date se formează niște insule de gunoi care se înmălesc cu timpul, astupă izvoarele. Ministrul Mediului Valeriu Munteanu susține că astfel de bariere sunt instalate și în alte râuri din țară. În special vorbim despre râul Prut, în partea de jos a râului Prut, în zona Manta și Beleu, acolo există mai multe lacuri naturale și respectiv localnicii la fel împrejmuiesc anumite locuri de reproducere a peștelor. În urma raziilor din ultima săptămână, angajații Inspectoratului Ecologic de Stat au întocmit peste 20 de procese verbale pentru braconaj, iar făptașii s-au ales cu amenzi de până la 400 de lei și le-au fost confiscate uneltele de pescuit.